Bună ziua, ședința de guvern încă nu s-a încheiat, dar aproape sigur toate aceste proiecte foarte importante, 29 noiembrie, zi liberă pentru cei din sistemul public, rectificarea bugetară și schimbările legate de condițiile care trebuie îndeplinite de ziua națională, dar și la concertele și competițiile sportive, vor fi aprobate astăzi. Dacă ne referim la rectificarea bugetară, aici au fost discuții pentru că s-au publicat mai multe variante de rectificare și a avut loc chiar și acea întâlnire aici la Palatul Victoria între liderii coaliției pe tema modului în care sunt împărțiți banii. Florin Câțu a vrut să vadă care este propunerea venită de la noul ministru al finanțelor, Adrian Câciu. Potrivit informațiilor pe care le-am aflat, nu au fost făcute mari modificări, așa încât putem să facem o presupunere cum va arăta rectificarea bugetară la finalul ședinței de guvern, pe baza a ceea ce am aflat de la Ministerul Finanțelor, și anume că cei mai mulți bani vor merge în urma rectificării tocmai la Ministerul Finanțelor Publice, peste 5 miliarde de lei, din care 700 de milioane la fondul de rezervă al guvernului, inclusiv, potrivit unor surse, pentru plata către administrațiile locale a unei părți din subvenția la gigacalorie. Alt miliard de lei ar urma să meargă către dobânzile plătite pentru împrumuturile luate, pentru că aceste dobânzi au crescut. Și, de asemenea, o parte importantă din cele 5 miliarde de lei o reprezintă suma care merge către CheckBank pentru recapitalizarea băncii. Primesc bani în plus la rectificare și Ministerele Muncii și Sănătății, atât pentru plata salariilor, cât și pentru plata pensiilor, alocațiilor și ajutoarelor pentru plata facturilor la energie. Și Ministerul Educației a primit în ultima variantă a proiectului de rectificare 100 de milioane de lei, tot pentru plata salariilor profesorilor, și Ministerul Dezvoltării are de asemenea, potrivit ultimei variante, o sumă în plus alocată. Sunt însă tăieri de bugete la Ministerele Agriculturii și Transporturilor în principal, și asta pentru că o serie de proiecte din fonduri europene n-au mai fost realizate, așa încât banii sunt luați de acolo și mutați la ministerele unde e nevoie de bani. În privința celorlalte decizii din ședința de astăzi, ei bine, cei din sistemul bugetar, angajații, dar și elevii, vor avea o mini-vacanță de 5 zile după decizia de astăzi, iar la ceremoniile de 1 decembrie vor putea participa până la 400 de invitați în capitală. Pe data de 29 va fi zi liberă. În cuprinsul hotărârii sunt o serie de prevederi care vizează întreprinderile și unitățile de producție cu foc continuu, și acolo se respectă prevederile prevăzute la nivelul fiecărui minister, la nivelul fiecărei structuri în parte pentru asigurarea continuității lucrului.